Polițiștii de frontieră din Giurgiu au descoperit într-un tir condus de un cetățean bulgar 9 milioane de țigarete de contrabandă în valoare de aproximativ 2,3 milioane de euro. Potrivit poliției de frontieră, la punctul de trecere a frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a intra în țară la volanul unui ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă, un cetățean bulgar în vârstă de 53 de ani. Șoferul transporta, conform documentelor prezentate, recipiente din sticlă din Bulgaria și Cehia. În baza analizei de risc, polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra încărcăturii acestuia. Astfel, în compartimentul pentru marfă au fost descoperite ascunse prin metoda capac 900 de baxuri ce conțineau 9 milioane de țigarete de contrabandă. Țigările, în valoare totală de aproximativ 2,3 milioane de euro, au fost indisponibilizate, iar în continuare polițiștii de frontieră efectuează cercetări în cadrul dosarului penal sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Giurgiu, a arătat sursa. Cazul este cercetat sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Giurgiu, iar șoferul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Relatează știrile ProTV.ro.